Întrebarea zilei: care e mobilul crimei? Dar ce e întrebarea zilei? Ce sărbătorești tu de fapt pe 1 mai? Oare această perioadă care ne-a ținut departe de oameni, de prieteni, de cunoscuți, ne va transforma în niște oameni mai buni, mai răi, sau vom rămâne la fel? Nu știu dacă ați observat, dar în reclamele în care sunt prezentate ceasuri, toate indică aceeași oră, și anume ora 10 și 10. De ce oare? Ce gust, ce miros sau ce sentiment vă teleportează imediat în copilărie? Dacă ar fi să alegeți un loc unde să vă petreceți tot restul vieții, care ar fi acela? Care este comedia la care ați râs cel mai mult? Cu toții avem, într-o măsură mai mică sau mai mare, superstiții. Ei bine, credeți că acestea ne fac bine sau ne fac rău? Dacă ar trebui să vă definiți viața printr-o melodie, care ar fi aceea? Care este visul care vă urmărește încă din copilărie? Care e cea mai ciudată combinație de mâncare pe care ați mâncat-o vreodată? Care a fost desenul animat care, atunci când erați voi copii, pur și simplu v-a fascinat? Pentru astăzi m-am gândit să facem o incursiune în adolescență și vreau să vă întreb dacă vă mai amintiți numele primei voastre iubiri. Care este ultimul lucru pe care l-ai făcut pentru tine? Doar pentru tine. Și vreau să vă întreb dacă v-ați făcut un top sau o listă a destinațiilor unde v-ați dori să ajungeți în această viață. Care este proverbul vostru preferat? Care e cea mai tare aventură pe care ați făcut-o voi când erați mici și părinții nu au știut de ea? Care este obiceiul sau plăcerea care vă face vouă dimineața mai frumoasă, mai ușoară și începeți ziua altfel? Ce loc din oraș vă face să vă simțiți că sunteți totuși undeva în afara orașului? Dacă această termoscanare ar trebui să reprezinte pentru noi o sperietoare sau nu? Când a fost ultima oară când v-ați plimbat prin ploaie? E o întrebare pe care tot o adresez celor din jurul meu sau cu cine mă întâlnesc, ori întâlnirile online sau nu numai. Voi, ce ați învățat din această izolare? Cu ce ați rămas? Când e ultima oară când te-ai urcat într-un copac? Când a fost momentul în care tu ai conștientizat că ceea ce faci, faci bine și că ești pregătit pentru asta? Așadar, alegeți să răspundeți sau nu invidiilor aruncate asupra voastră. Ce faceți voi, dragi părinți, în ziua de 1 iunie cu copilașii voștri? Care este lucrul care vă enervează cel mai mult la participanții din trafic? Ce animal ciudat de companie v-ați dori să aveți? Care a fost cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat în ziua respectivă? Poate așa nu ni se va părea că anii au trecut atât de repede și că au zburat pur și simplu. Și să-mi spuneți dacă societatea românească are vreo șansă de schimbare sau vom rămâne cu aceleași metehne bine înrădăcinate cât vom trăi. Vreau să vă întreb astăzi, ce vă face pe voi să vă găsiți din nou acea energie pentru a merge mai departe și pentru a continua? Ce le-ar plăcea oamenilor să se întâmple în România anul ăsta? Când aveți decizii importante de luat, vă consultați cu familia, cu prietenii sau cu internetul? Care este prima voastră amintire? Să se gândească fiecare dintre ei atunci când își pun problema unei nereușite, indiferent despre ce este vorba, să se întrebe, și eu fac asta întotdeauna și
le cer și oamenilor din jurul meu să își pună această întrebare. Ai făcut tot ce ținea de tine ca să reușești? Când v-ați uitat ultima oară telefonul și ce sentimente v-au încercat? Care este filmul românesc pe care l-ați revedea oricând cu mare plăcere? Care era desertul vostru preferat când erați mici? Cred că cea mai bună întrebare și pentru tine, dar și pentru cei care s-au uitat până acum la emisiune, e când ați râs cu poftă ultima dată? Dacă ați dori să învățați să cântați la un instrument muzical, care ar fi acela? Ei bine, voi știți de ce se poartă ceasul la mâna stângă. Dacă ați putea călători în timp, ce ați alege să vedeți? Viitorul sau trecut? Când ați făcut ultima excursie spontană? Care este locul unde vă dă senzația de film de groază? Atunci când vreți să ascultați muzică de pe YouTube sau Spotify, căutați muzică nouă sau muzică veche? Cum preferați voi cafeaua să fie de dimineață? Care este locul în care ați dat cu capul ultima oară și v-a trezit la realitate? Care e cel mai amuzant cadou pe care l-ați primit vreodată? Examenele au emoțiile lor specifice, pentru că ești testat. Când ați simțit ultima oară aceste emoții? Care a fost examenul la care ați avut emoțiile respective? Cu ce animal v-ar plăcea să stați de vorbă? Dacă România se îndreaptă înspre bine sau înspre rău? Cum procedați voi când întâlniți astfel de oameni, neprofesioniști? Când ați fost ultima oară realmente deschiși ca poate concepțiile altuia să vă schimbe și vouă concepție? Care e înjurătura voastră preferată sau cea pe care o folosiți uneori instinctiv? Dacă ați scrie o carte, ce titlu i-ați da acesteia? De ce credeți că nu-și păstrează oamenii gunoaiele până în momentul în care întâlnesc un coș de gunoi? Când erați mici, cu ce vrea să zburați? Care este arta care vă reprezintă pe voi, care vă încarcă bateriile, în fața căreia rămâneți muți și descoperiți ceva nou? Întrebarea mea ar fi așa: cum cred oamenii că pot ieși din situația asta cu virgulă COVID-ul, dacă ei sunt pregătiți să citească printre rânduri în legătură cu ceea ce se întâmplă în societate, că se întâmplă niște lucruri și nu mai putem să dormim pe noi? Sunteți pregătiți să aflați niște adevăruri grele? Sunt oamenii pregătiți să facă schimbări și să se unească? Care este metoda voastră prin care vă relaxați? Voi credeți că există viață după moarte sau nu? Care este mașina sufletului vostru? Care este culoarea voastră preferată? Care este cartea care v-a plăcut cel mai mult? Când e ultima oară când ați avut parte de o noapte albă? Care este sunetul acela care vă displace, cu care nu vă puteți obișnui, care vă sperie? În ce ați investi voi în momentul de față? Criză, coronavirus, una alta. În ce ați investi 1 milion de euro? Despre războiul dintre generații. Care-i părerea voastră? Este normal să existe acest război? Și cum am putea face să îngropăm secura războiului? Care este activitatea din weekend care vă face cea mai mare plăcere? Întrebarea zilei de astăzi este: știți cum se călărește un cal? Cum se îngrijește? Cum se respectă un cal? Sau când e ultima oară când ați călărit acest animal fantastic? Întrebarea mea pentru oameni e: cât de des trăiesc cu adevărat prezentul și nu se gândesc la trecut și la viitor? Când v-ați făcut ultima oară backup telefonul? Și întrebarea zilei de astăzi pentru voi e: când ați intrat ultima oară într-un râu de munte? Cu picioarele sau total? Unde se află peisajul care vouă v-a plăcut cel mai mult?
Și m-am gândit să vă întreb dacă vă place să lăsați lucrurile să se întâmple în voia lor sau, din contră, vă luați la trântă cu destinul, cum se spune, pentru a face lucrurile cum vi le doriți voi. Atunci când doriți să cumpărați produse bio și sănătoase, de unde le achiziționați? Când ați văzlit ultima oară? Pes. Ce ar face ei să meargă lucruri mai bine în țară? Care ar fi soluțiile ca să ducem un trai mai bun? Care este ultima aplicație foarte interesantă pe care ați descoperit-o voi și pe care ne-o recomandați? Dacă în momentul acesta ți-ar spune cineva, fă-ți bagajele și mergi în concediu, care este prima destinație care îți vine în minte? Dacă cineva în urma voastră ar intra în casa voastră, în camera voastră, ce ar spune despre voi? Că sunteți ordonați sau dezordonați? Care este videoclipul vostru preferat? Vreau să întreb pe oameni, când credeți că se termină toată nebunia asta cu coronavirusul în România? Care este cel mai interesant mod de a parcurge un oraș și de a-i simți energia? Ce preferați să ronțăiți atunci când vizionați un film? Pentru astăzi m-am gândit să vă întreb dacă ați fost vreodată curioși sau atenți la cât timp petreceți utilizând smartphone-ul. Dacă ați avea posibilitatea ca timp de o oră sau două să petreceți în compania unui star de la Hollywood, care ar fi acela? Întrebarea zilei de astăzi pentru voi e, ascultați radioul? Și dacă da, care este radioul care vă pune muzica voastră preferată? Să spunem că un virus, să sperăm că nu acest coronavirus, amenință cu dispariția rasa umană și singura scăpare ar fi terraformarea planetei Marte. Ce ați alege să faceți? Să rămâneți pe planetă, chiar dacă știți că veți dispărea? Sau ați accepta călătoria până pe o altă planetă? Ei bine, pentru astăzi m-am gândit să vă întreb, care este motivul pentru care urâți o reclamă? De ce ne e atât de ușor să ne vărsăm nervii pe cei dragi și nu o facem pe acei necunoscuți care au aruncat asupra noastră acele care de nervi? V-ați făcut vreodată un tabel săptămânal unde să observați pe ce cheltuiți cei mai mulți bani? Întrebarea mea pentru toți cei care ne urmăresc este următoarea. Când te-ai urcat ultima oară pe bicicletă și când ai făcut sport, când ai făcut mișcare, când ai făcut ceva pentru corpul și pentru mintea ta? Care a fost cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat vara aceasta? Bun, am o întrebare pentru toată lumea care îl urmărește și este așa. Dacă ar fi să alegi, n-ai nicio șansă, deci ori dreapta, ori stânga, ce alegi? Salată de băf sau salată de vinete? Da, am să pun o întrebare legată fix de perioada asta. Ce v-a făcut fericiți în perioada de izolare, de pandemie? Ce sfat le dați tinerilor aflați la început de drum în meseria pe care o aveți? Unde e apa caldă? Mihai Dobrovolski a afirmat că dacă ar putea, ar scoate în afara legii Facebook-ul sau aplicațiile social media sau le-ar pune niște restricții foarte, foarte dure. Sunteți de acord cu el sau nu? Ei bine, cu toții intrăm pe platforme video. Atunci când intrați pe aceste platforme, ce căutați? Ce vă interesează? Muzică, stand-up comedy, filmulețe amuzante, teatru, poezie. Și voiam să vă întreb pentru astăzi dacă vă mai amintiți prima voastră zi de școală. Cum vă faceți cumpărăturile? Online sau tradițional? Ce vă place cel mai mult la întrebarea zilei? Curios cum percep oamenii social media, să zic, pe viitor, adică să zic peste vreo 5 ani de zile. O să ajungă platforme de genul Instagram, Facebook să bată televizorul total? Ce anume din natura umană ne împinge pe noi să ne postăm pozele sau filmulețele pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok? Care este motorul acela care ne face pe noi să ne prezentăm locurile în care ajungem, excursiile, familia, prietenii, ce punem în farfurie, ce mâncăm?
Când ați văzut primul fir de păr alb, ce sentimente v-au încercat? Întrebarea zilei este dacă reușiți în tumultul cotidian să vă mai faceți timp și pentru voi. Care e, după părerea voastră, cea mai periculoasă meserie? Voi, când mergeți la magazin, oriunde v-ați duce, hipermarket, supermarket, magazinul de la colț, pe ce puneți preț? Pe cantitate sau pe calitate? Ei bine, întrebarea zilei de astăzi pentru voi, dacă vă mai amintiți, care a fost primul telefon mobil pe care l-ați avut și în ce an l-ați cumpărat? Ce nu puteți să refuzați când vedeți în fața ochilor voștri în farfurie? Ați făcut vreodată o petiție online? Ce este fericirea pentru voi? Ce colecționați voi? Dacă v-a schimbat viața în cântec și dacă da, care ar fi acela? Ei bine, când nu ai chef să faci nimic și totuși trebuie să faci, ce faci? Ce și când ați câștigat ultima oară? Ce vă place să faceți atunci când ajungeți acasă după o zi istovitoare? Care este sportul care vă relaxează? Care este anotimpul vostru preferat? Când credeți că o să dispară dinozaurii politici pe care îi vedem acum pe listele electorale? Când v-ați simțit ultima dată adolescenți, indiferent de vârsta pe care o aveți? Ce ați făcut pentru a simți acel sentiment care v-a transpus în adolescență? Ce vrea să schimbi în viața ta ca să fii fericit? Întrebarea zilei de astăzi pentru voi, care vi se pare zona care este cel mai intens promovată din România? Care este cel mai interesant și cel mai bun slogan pe care l-ați auzit vreodată? Eu când spun Ceaușescu, voi la ce vă gândiți prima dată? Care este băutura voastră preferată? Care considerați voi că este principala calitate a poporului român? Când credeți că va fi gata autostrada București-Brașov? Care este poezia care v-a plăcut foarte mult și care e poetul preferat? Dacă ați schimba orașul în care locuiți acum cu un altul, v-ați gândit vreodată care ar fi acela? Acest haz pe care îl facem de necaz, oare ne ajută sau, privind în perspectivă, ne cam încurcă? Pe cine ați pedepsi după tragicul eveniment și de ce? Cum preferați să vă îmbrăcați într-o zi normală? Mai lejer, mai casual sau la costum? V-ați gândit în condițiile de față cum vă veți petrece sărbătorile? V-ați făcut planuri ceva? Ce schimbare ați văzut în psihologia umană de când suntem obligați să purtăm aceste măști? De ce credeți că a devenit barba atât de prezentă în ziua de astăzi? Cum vă faceți voi călătoriile cu mașina să fie mai plăcute, mai frumoase, mai ușoare? După ce se ridică aceste restricții, care este primul restaurant căruia îi veți face o vizită? Credeți că aceasta a doua parte a carantinării va fi mai ușoară sau mai grea? Care este actorul preferat care acum joacă alături de îngeri? La ce visați zilele acestea? V-ați gândit vreodată să plecați din țară? Ce urmăriți pe internet? Ce vedetă? Ce persoană? Ce cântăreț? Ce emisiune? Dacă ați ști că mai aveți o singură zi de trăit, care sunt cele 5 lucruri pe care ați dori să le faceți? Care este serviciul care la început ți-a plăcut, era extraordinar, dar apoi te-a dezamăgit complet? Și judecând cu mintea de acum, ce fel de copil ați fost? Astăzi mi-e dor de... Când ați primit ultima oară o amendă? Când vă spun munte,
care este primul cuvânt care vă vine în cap? Ce ați schimba dacă ați fi pentru o zi președinte? Ce vi se pare că pe din afară e construit foarte frumos, iar în spate totul arată așa? Eu voi face o afirmație, iar voi trebuie să răspundeți cu adevărat sau fals. Ei bine, eu spun așa. Omul, chiar dacă ar avea tot binele din lume, la un moment dat s-ar plictisi și ar fi nemulțumit. Ce locuri noi frumoase ați descoperit în ultima vreme? Ce obicei vă place și unde se întâmplă acesta? O zi bună, numai bine! Ați fost la vot? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Ați inventat ceva? Sau ce v-ar plăcea să inventați? Din ce domeniu? Ce părere aveți despre luminițele de Crăciun? Cine ar trebui să ne învețe politica lui corect? Ce făceați la Revoluție și ce anume vă amintiți de atunci? Care ar fi primul lucru pe care l-ai face dacă a doua zi, deci după ce ai dormit, te-ai trezi cea mai importantă persoană de pe glob? Care este vârsta la care te întoarce mereu? Ați investi sau nu într-o criptomonedă? Ce vă pierdeți cel mai des? Ce faci tu ca pământului să-i fie mai bine? Ce ai putea să faci o zi întreagă fără să te plictisești, chiar dacă nu ai rezultate? Pentru astăzi m-am gândit să vă întreb dacă vă place să faceți cumpărăturile de sărbători. Dacă v-ați gândit și voi să vă reorientați către o altă meserie. Dacă da, care este aceea? Ce obiect vă fascina când erați mici? Ce v-a fost furat ultima oară? Ce jucărie ați primit de la Moș Crăciun și v-a plăcut foarte mult? Întrebarea zilei de astăzi pentru voi. Cu ce animale vă bucurați tare mult că sunteți contemporani? Ce v-ați propus să faceți voi în 2021? Dacă nu ar fi alarma ceasului, la ce oră v-ați trezi? Care este hobby-ul vostru cel mai mare? Mai găsiți bucuria zăpezilor sau nu? Când ați făcut ultima oară o faptă bună, fără să așteptați nimic în schimb? Dar ce o să zică lumea? Întrebarea zilei de astăzi pentru voi. Vă puneți această întrebare? Sau nu? Care este jocul copilăriei de care vă amintiți cu mare drag? Care este poezia voastră preferată scrisă de Mihai Eminescu? Care era cea mai mare bucurie iarna? Ce anume te face să șeruiești, să distribui, să dai mai departe un video? Care este trupa de muzică românească de vă place vouă foarte mult? Unde se află locuința visurilor voastre? În locul în care vă aflați acum? Sau în cu totul și în cu totul alt loc? Care este talent show-ul vostru preferat? Și dacă v-ați înscrie la unul, care ar fi acela? Și cu ce talent v-ați duce? Când v-ați pus singur obstacole în față pe care să le depășiți? Când ați făcut ultima oară un om de zăpadă? V-ați gândit vreodată câți prieteni aveți cu adevărat? Dacă te-ai duce în trecut, ce ți-ai spune? Ce ți spui în prezent? Și ce ți-ar plăcea să-ți spună tu-ul acela din viitor? Pe unde ați fost de când s-au deschis cluburile, barurile, teatrele? Ce recomandări aveți? Când credeți că vom scăpa de acest sistem cu pile și relații?
care este genul de postare pe care voi nu ați face-o niciodată? Sărbătoriți sau nu Valentine's Day? Care credeți că este cel mai rău lucru, cel mai mare pericol care i s-ar putea întâmpla omenirii? Când e vorba de sport, care este cel mai tare sportiv din punctul vostru de vedere? Cel mai bun? Ce preferați mai mult? Să vă fie foarte cald sau să vă fie foarte frig? Care este limba străină pe care probabil n-ați învățat-o niciodată? Când vine weekendul, aveți planurile deja făcute sau faceți planurile din mers? Numai bine, iar întrebarea zilei e ce înseamnă dragoste. Când ați fost ultima oară la teatru și la acest spectacol? Când? Care vi se pare cel mai sinistru obiect folosit în filmele de groază? Dacă ai scrie în momentul acesta o piesă, o melodie, care ar fi subiectul ei? Credeți în paranormal sau nu? Unde v-ați fi dorit să vă petreceți acest weekend minunat? Ce vă doriți să vă aducă această primăvară? Mergeți cu liftul? Să urcați pe scări? Când vă simțiți sufletul greu, cum și cui îl descărcați? Continuați într-un mod cât se poate de haios. Când eram mici, eram atât de săraci încât... Ce vă aduceți aminte din drumul vostru către școală, către liceu, către facultate? Vă mai aduceți aminte promisiunile pe care vi le-ați făcut la începutul anului? Sunați oamenii doar așa pentru că vă e dor să schimbați o vorbă cu ei sau doar când aveți nevoie de ei? Întrebarea mea pentru voi astăzi e următoare. Cu tatuaje sau fără tatuaje? Ce faceți cu hainele care nu vă mai plac, nu vă mai vin, nu vă mai trebuiesc? E următoare. Jucați sau nu la loto? Românii sunt proști sau deștepți? Cum e mai bine? Cu tupeu sau fără tupeu? Care sunt părțile bune și care sunt părțile rele ale internetului în ziua de astăzi? Care a fost cea mai tare, cea mai cumplită farsă care vi s-a făcut de 1 aprilie? Ce impresie v-a lăsat până acum anul 2021? Care este mica plăcere care va duce o mare bucurie? Vă influențează vremea, starea de spirit sau nu? Când întâlniți pe cineva pentru prima oară, îi acordați toată încrederea sau păstrați o doză de scepticism? Care credeți că este cea mai tare invenție a omului? Există ceva la care vă gândiți în fiecare zi? V-ați gândit care este cel mai mare defect al vostru? Care credeți că ar fi cel mai ciudat lucru pe care am ajunge să-l încărcăm la priză? Când opriți activitatea sau aveți o oră la care spuneți punct, gata, eu de la ora asta încolo nu mai lucrez sau nu? Cu care din cei trei jurați v-ar plăcea să petreceți o zi din viața voastră? Cu Delia, cu Bendeac, cu Chelu? Întrebarea zilei pentru voi. Când ați avut ultima oară mari emoții? Cu ce vorbe vă consolați după ce nu ajungeți unde v-ați propus? Un motto, un proverb? Care este sunetul?
sunetul din natură care vă place cel mai mult? Sunt trei etape mari și late ale unui proiect. Ideea de la care pornim, pașii în realizarea lui și finalitatea. Întrebarea mea pentru voi astăzi: care din cele trei etape va duce cea mai mare bucurie? Vă adresez ultima întrebare și anume: ți-ai făcut o recapitulare a ultimului an? Știu, de obicei pe 31 decembrie se fac aceste recapitulări, dar hai să facem și acum. Încă o dată, numai bine, toate cele bune, o să rămână lista întrebărilor zilei, dacă vreodată aveți nevoie de întrebări, știți unde să le găsiți. Mi-a făcut o deosebită plăcere să creez acest proiect. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Numai bine, toate cele bune și vă pup, vă îmbrățișez, vă iubesc. Dar ce e întrebarea zilei? Întrebarea zilei, antrenament mental. Care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei, antrenament mental. Care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Dacă nu s-ar fi întrebat omul ce e sub copac, ar fi rămas acolo ca un globuleț de brad. La un moment dat, pomul s-ar fi uscat și căzând de foame, globul s-ar fi spart. Dacă nu s-ar fi întrebat cei dincolo de pădure, acum ar fi stat la coadă după urs la cules mure. Dacă nu s-ar fi jucat cu focul pe lângă noroc, ar fi fost ghinionist și ar fi spus-o fără foc. Nu-și punea întrebări, creierul nu se încrețea. Putea sau nu putea, dar fiți sigur că putea. Nu-și punea întrebări, trăia o viață liniștit, dar trăia așa, nu înțelegea nimic. Dacă nu s-ar fi întrebat ce e dincolo de munți, n-ar fi mers ca pe roate și am fi rămas desculți. Dacă nu s-ar fi întrebat ce e peste ocean, acum bip, vapor, bip, vis american. Dacă nu și-ar fi explicat cum după zi noapte o să vină, ar fi crezut că se joacă unul la lumină. Dacă nu s-ar fi întrebat ce-i cu cerul și cu vântul, și coandă și vuia, ar fi brăzdat pământul. Am ieșit din atmosferă pentru că ne-am întrebat, altfel acum credeam că pământul este plat. Oh, bă, dar stai mă, că încă mai sunt unii care cred că pământul e plat. Da, mă, da. Asta e. Întrebarea zilei, antrenament mental. Care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei, antrenament mental. Care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei.